astfel de joc Suedia a făcut totuși performanțe la turneele finale, amintea de sfertul de finală de la Mondialul de acum 3 ani, amintea de asemenea de eliminarea Italiei din play-off-ul pentru acel Mondial. Suedia, de pe seama, nu mai are jucători precum Ritoranson sau Zlatan Ibrahimovic, jucători de mare fantezie, de mare calitate tehnică, și atunci trebuie cumva să refac aceste picarte de tehnicitate printr-un joc pragmatic. Suporterii spanioli se bucură și speră că naționala lor va reveni la momentele de glorie. În ultimele două participări la turneul finale, la ultimul Euro și la ultimul Mondial, Spania a putut să treacă de optim, destul de puțin pentru o echipă care a dominat autoritar fotbalul mondial, nu spuneam, între 2008 și 2012, trei trofee majore consecutive câștigate de Spania. Cum ai spus să sară în geamul ăla, să facă ce? S-a dus la perde. E talentat cântă.